Elevii și cadrele didactice din întreaga lume au sărbătorit ieri Ziua Mondială a Educației. Profesorii, elevii și preșcolarii au renunțat pentru o zi la materialele obișnuite în favoarea activităților recreative și educative. Pe 5 octombrie, în întreaga lume, se sărbătorește Ziua Mondială a Educației. La noi, în țară, această zi a fost marcată în mod diferit în fiecare județ. La Constanța, atmosfera de sărbătoare s-a resimțit din plin încă din primele ore ale dimineții. Cadrele didactice i-au surprins plăcut pe micuți cu activități educative. O zi foarte importantă pentru noi este ziua în care ne simțim mândri pentru că am ales această meserie. Bineînțeles, este și vocație. Ziua în care noi oferim dragoste, la fel ca în orice altă zi, dar zi în care sărbătorim împreună cu toți cei care ne sunt alături 365 de zile pe an. Copiii au împodobit curtea școlii cu baloane colorate, au dansat și le-au cântat la mulți ani dascălilor. Am jucat jocuri, am ridicat baloane, le-am dat drumul, ne-am jucat cu ele, le-am spart. Am vorbit despre această zi, cât de importantă este, colegele la grupă, chiar și cu cei mici. Și dacă veți întreba copiii, toți vor ști că astăzi este ziua doamnei educatoare. Conducerea instituției a ținut să transmită un mesaj călduros tuturor dascălilor. Fiți așa cum știți să fiți, atunci când vă priviți în oglindă și vedeți dincolo de riduri, de ochi triști uneori sau oboseală, priviți în suflet și dați ce aveți mai bun copiilor noștri. În țara noastră, Ziua Mondială a Educației este marcată direct de Ziua Învățătorului 5 iunie, începând cu anul 2013 și a fost introdusă, în structura anului școlar 2013-2014, conform unei decizii luate la 3 iunie 2013 de Ministerul Educației Naționale.